dacă te rogi lăsând toate grijile afară, parcă ai fi într-o altă lume în care ești numai tu și Dumnezeu. Încercând să ajungem la Dumnezeu, nu ajunge până la urmă decât la concluzia că este un creator. Cauza este motorul. Grație puterii lui există acest univers. Oamenii sunt egali ca dinții unui pieptene. Nu există alb și negru. Diferența e numai de evlavie. Dacă ai omorât un om, înseamnă că ai omorât lumea întreagă. Fără iubire nu putem să existăm în lumea aceasta. Iubirea este Dumnezeu însuși. كبرنا كريما واحدا لا إله إلا هو وعده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير والله قادر والله غفور رحيم. Când eram copil, aveam un imam mai în vârstă, la noi în sat. Și am tot văzut ce face, unde se duce, de ce se duce acolo. L-am văzut că se ruga, mă rugam și eu cum făcea el. Și de acolo am început să prind drag de religie. Amin. Amin. Venind la slujbă, în fiecare zi, la fiecare rugăciune, intri într-o geamie veche. E un loc foarte liniștit. Dacă lași totul afară, înainte să intri în moschee, ești cel mai liniștit, te rogi în liniște. Energia negativă s-a dus. Tot ce a fost rău s-a dus, începe să-ți vină tot ce este bine. Ne aflăm în cea mai
veche moschee, geamie de la noi din țară. Construită în 1573 de fica sultanului Selim al II-lea, Esmahan. De aceea îi poartă și numele de Esmahan Sultan, prințesa Esmahan. Această geamie a fost construit în 1573, în timpul împăratului Selim al II-lea. A fost construit de către fiică sa Esmaha Sultan. Înainte de a fi construit această moschee, aici a fost o geamie mică. Au trecut 500 de ani de când s-a construit această geamie. Înainte de a oficia slujba, cel care conduce slujba trebuie să aibă un veșmânt aparte, ca să vadă că el este conducătorul rugăciunii. În geamie rugăciunile se fac și individual, dar și colectiv. Când se face colectiv, cineva trebuie să conducă acea rugăciune. Cel care conduce se numește imam. Cel care a învățat teologia și este imam, va rămâne imam până la moarte. Eu am urmat seminarul teologic de la Megidia. După ce am terminat seminarul, am avut de ales între București, Cernavodă și Mangalia. Până la urmă a rămas Mangalia.
Geamia în care ne aflăm e construită în 1573. Populația musulmană în perioada respectivă era foarte numeroasă. Se vede după cimitire, după morminte și după cimitire, că erau mai multe cimitire și din istoria pe care o am mai prins-o eu, am înțeles că au mai fost mai multe geamii, care la ora actuală nu există. E singura aceasta rămasă în Mangalia. În Mangalia a fost 14 naționalități, macedoni, greci, unguri, lipoveni, turci, tătari, români. Era mahalaua turcească, mahalaua tătărească, era mahalaua lipovenească, așa se chema înainte. Cartierele se chema mahalaua, luat cuvânt turcesc, mahalle. Musulmanii în Mangalia cred că sunt de prin 1200-1300. În Dobrogea, noi musulmanii am trăit foarte bine și trăim și în continuare foarte bine, indiferent de ce religie sunt cei de lângă noi, creștini, evrei, catolici, ortodoxi, protestanți. Și comunitatea musulmană din Mangalia este formată din 400 de familii de turci și 400 de familii de tătari. Iar la geamie vin cam în jur de 100 de persoane vinerea, iar slujbele zilnice sunt în jur de 20-25 de persoane. În curtea geamiei sunt morminte. Morminte vechi de aproape 300-400 de ani. Ale cui sunt aceste morminte? Sunt ale celor care au slujit la această geamie, ale noriașilor, dar și a celor care au avut grijă de geamie, rămași de pe timpul sultanului, prințesei Esmahan. Aceste morminte reprezintă
trecerea noastră foarte scurtă pe sub acest soare. Vorba lui Eminescu, văd vise, gonind după vise, până dau morminte ce așteaptă deschise. Și nu știu gândirea mea în ce să o sting, să râd ca nebunii, să-i blestem, să-i plâng. Avem chiar un mormânt în care este înmormântat fiul celui care avea grijă de casa regală. Dincolo de gemie mai erau. Era cimitir și mai veneau niște clădiri și după aceea venea marea. Jamia are 5.000 de metri pătrați terenul. Până la mare avem 100 de metri. Când ieșeau otomanii la război, nu luau femeile cu ei sau copii. Dacă mureau aici, se îngropau aici. Nu sunt morminte de copii și nu sunt morminte de femei. Aici au fost îngropați somități ale vremurilor din acea epocă. Și negustori, și călători. Turbanul semnifică noblețea, gradul pe care îl avea în societate. Aici, sub piatra asta, în umilit sălaș, stau pulberea și praful dintr-un sultan trufaș ce și-a zidit seraiul de marmură și jad. Când ieșeam cu fală trufașă din serai, se arcuiau în frâie 1.000.000 de cai. Și acum, din înălțimea râvnitelor măriri, stau sub mindirul rece al pânzelor subțiri. Dumnezeu este unul singur pentru toți. Bunul Allah, sperăm să ne ierte toate greșelile. Dumnezeu în Cartea Sfântă spune, nu faceți chip cioplit. De aceea noi în gemii nu avem icoane sau statui. Un perete alb simplu, pe care găsim uneori versete din Coran. Nișa orientată către Mecca. Deasupra altarului este un verset din Coran, unde scrie de câte ori se apropie Zaharia de altar. În dreapta altarului, în limba arabă, este scris Zeu Allah, în stânga numele profetului Muhammed. Pe partea dreaptă și stângă cei patru califi, Ebu Bekr, Osman, Omar și Ali.
și cei doi nepoți ai profetului, Hasan și Hussein. În Islam credem în toți profeții, de la profetul Adam până la profetul Muhammed. Toți sunt profeți, niciunul nu este fiul lui Dumnezeu. Credem în toți profeții, Adam, Moise, Noe, Abraham, Isaac, Ismail, Isus și ultimul profet, profetul nostru, Muhammed, cel care încheie lanțul profeților. Clar în Cartea Sfântă, rugați-vă și prosternați-vă în fața lui Allah. Un musulman trebuie să facă de 5 ori pe zi rugăciunile, indiferent că le face acasă, că le face la geamie, dar este obligator. Noi când ne rugăm, lăsăm totul deoparte și ne încredințăm direct lui Dumnezeu. Coranul, Cartea Sfântă, este cuvântul lui Dumnezeu. Și la rugăciune citim cuvântul lui Dumnezeu, din Coran, din Cartea Sfântă. Hogea nu are calitatea de preot care o are la creștin. Deci hoge nu este decât un conducător de rugăciune. Deci el nu este prin aceea apostol la creștini trimisul lui. El este conducător de rugăciune și se roagă lui Allah cum mă rog și eu. Știți? Atât că el îndrumă rugăciunea. İnsani ilişkiler mizde empati bu hususta efendimiz ya hayır söyleyin ya susun uyarısı her daim şiarımız olmalıdır. Cemia nu este numai un loc de rugăciune. Dacă nu ar veni la cemia, nu aș avea timp să mă duc să mă întâlnesc cu un enoriaș de departe. Socializăm, vorbim, aflăm despre ce probleme au fiecare, despre ce nevoi au fiecare. Cea mai importantă sărbătoare a islamului? Kurban Bayram, sărbătoarea sacrificiului. Profetul Abraham și-a arătat supunerea și devotamentul față de Dumnezeu, față de Allah. Abraham îi spune lui fiul său, îl ia într-o dimineață de Bayram, îl duce sus pe munte și a vrut să-l taie ca berbecii. Cuțitul n-a mai tăiat. În spate era un berbec frumos, Gavril îl adusese. Și de atunci a început să se taie berbecii. Dacă se tăia în fiecare an un băiat, religia musulmană în câțiva ani de zile dispărea. Allahu ekber, Allahu ekber ve lillahi'l-hamd.
hamd. Subhan rabbike rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kurban Bayram, când se sacrifică berbecul. Sărbătoarea înaintează în fiecare an cu 80 de zile diferență, în funcție de răsărit și de apusul soarelui. Berbecul pe care îl sacrificăm, îl dedicăm cuiva, adică pentru familie, pentru sănătate, pentru casă, pentru morți, pentru vii. Îl sacrificăm, îl punem în punguțe și îl împărțim la familii nevoiași. N-ar mai fi sărbătoare dacă n-am bucura un bătrân sau un copil. Nu putem să savurăm numai noi sentimentul ăsta al bucuriei. Trebuie să bucurăm și pe altul, să bucurăm și pe cei din jurul nostru, ca toți să ne bucurăm în acea zi. Ăsta e rostul sărbătorii. De Bayram am împărțit carne de vită fără os la oameni săraci, la văduve și în primul rând am dat la 20-25 de persoane care vin la jamie. Zic să mai vie și alții zic că la jamie se dă zic. Eu la această geamie veneam cu răpăsatul taică meu când aveam 5-6 ani, mă lua de mână. Cât o să existe lumea asta, o să existe geamia asta. Niciodată nu o să dispară geamia de aici. Nici mormintele. Avem grijă și de morminte, de curtea geamiei și de geamie. Toți turiștii care vin din străinătate sau din țară vin să viziteze această moschee. Se bucură faptului că a rezistat de atâția ani de zile. Mangalia e inima mea și geamia Esmahan Sultan. Veniți la Mangalia să vedeți adevărata religia islamului. Să o trăiți aici la noi la Mangalia.